Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Craiova cineva a publicat o listă cu banii strânși la clasă pentru cadoul doamnei profesoare, un părinte furios care a refuzat să contribuie. Din nou vorbim despre asta. Eu nu cred că se termină vreodată. Lista cuprinde 29 de nume. E un tabel făcut pe calculator. Deci cineva organizează serios chestiile astea și s-a făcut tabel frumos, au trecut numele, după care contribuția. Excelul pentru asta a fost inventat de Bill Gates. Da, 22 de persoane au dat câte 250 de lei fiecare, 7 n-au dat nimic. Deci 7 din 29 înseamnă 25%. Da. Mamă, 25% rată de refuz? Crește partidul refuznicilor în privința cadoului. Cred că i-a sumat totuși. Mm-hmm. 25%. Deci s-au strâns 5.500 de lei, mă băieți. 5.500 de lei, 1.100 de euro pentru cadouaș. Decent. Decent? Decent. Adevărul că s-a scumpit uleiul. E pentru... nu, bănuiesc că nu e pentru o învățătoare, ci pentru profesorii de la clasă. Înțeleg că este vorba de 3 profesori. Două profesoare primesc câte 500 de lei. Și cealaltă primește restul. Nu se poate, e ceva neregulă. Ziare.com scrie despre asta. E nedrept, asta. Adică de ce doar 3? Asta e, dacă n-a făcut sau ce trebuie. O fi învățătoare și profesoară de engleză și de sport. Întrebare. Puteți detalia bugetul pe categorii de cheltuieli? Întreabă un părinte. Bun și ăsta. Nemulțumit. Înțelegi? Să facem o analiză SWOT. Da. Răspunsuri, bla bla, nu știu ce. Carduri cadou pentru doamne, 15 ori 200 de lei. Deci profesorii de la... Deci 15 profesori primesc fiecare câte 200 de lei. Da. Iar pentru doamne, mate, română și dirig, câte 500 de lei. Decent. Vezi, mă? Decent. Da. 4.500 de lei scrie aici, dar totalul este de 5.500, nu știu ce se întâmplă cu rest. Deci, mănâncă 18 oameni. Aha. Da. Păi, dar cum faci? Și asta e numai o clasă. Da. Deci este cineva, totuși, eu mă gândesc la organizare. Organizare bună, zic. S-a strâns suma, cineva se duce și cumpără 15 carduri cadou diferite. Și pune separimo, câte 500 de lei, 3 plicuri. După care se duce în școală și umblă cu plicurile prin cancelarie. Doamna, dumneavoastră sunteți de Geogra, nu? Fiți atentă, uite, în partea clasei. Vă încadrați la voucher de 200. Da, putea să nu le împarte. Luați plicul. Mulțumesc să trăiți, felicitare, nu știu ce. Cine, ia, doamna de mate, doamna de mâte, pentru dumneavoastră, haide, trăgeți-vă mai încoace, să nu vedem, la dumneavoastră avem 500 de lei. Să știți că normal au fost 200 de lei. La dumneavoastră vreau că nu-i ostim. Păi, cine face asta? E posibil să lase banii la clasă. Și să-i dea elevii. Cine? Când vine profesorul la clasă. Păi pe parcursul îi lasă pe catedră. Dar tu ca profesor iei bani de la elevi? Hai, nici de la părinți nu e de luat. Dar de la vine copilul cu... Hai că păi și cum e, vine toată clasa. Doamna, de la tăticu v-am adus 200 de lei. Doamna profesoară, v-am lăsat și noi ceva pe catedră să vă luați ceva frumos de Crăciun. Acum nu trebuia copii. Nu, chiar nu trebuia. Multe... Să știi că sunt mulți profesori care refuză. Păi asta este, multe posibil. Reacții, multe comentarii, indignate de toate felurile. Cineva spune foarte bine. Când diriginta a spus nu primesc și se știa din generațiile anterioare că nu primește, nu a strâns nimeni nici măcar pentru un buchet de flori. Și eu încep să cred că până la urmă, de fapt, adică nici pe părinții care strâng bani și dau bani în felul ăsta, nu e vorba de un mărțișor, de un buchet de flori, știi? Nici pe părinții nu vreau să-i scuz. Bă, dar cred că primii care sunt responsabili aici sunt profesorii care iau. Pentru că poți să spui, bă, nu. Nu iau. Nu dau, nu știu ce. Și știți ce? Dacă insistați, fiți atenți. Există această platformă unde găsiți fundații și organizații de binefacere. Dați acolo banii. Dacă chiar vrei să faci asta. Înțeleg că nu au salarii mari, ok, dar nu e corect să suplimentezi veniturile. Așa cred eu. Poate mă înșel, dar nu cred că e... Mi se pare neetic, mi se pare imoral, mi se pare în neregulă să iei bani de la copii și vine ăla să plimbă, să plimbă părinții prin școală cu plicurile, să împartă bani la profesori. Și o senzație... Nu bani, măi, vouchere. Vouchere, vouchere. Cei 7 care nu au dat se organizează singuri, ne spune cineva. Se pare foarte bună. Altfel, lumea, să știți că vă dă soluții apropo de solitaire. Există Solitaire pe Netflix și e versiune... Pe Netflix? Da, cum Solitaire pe Netflix? Netflix probabil e streaming. Dacă ai pe telefon,
varianta pe telefon, acum o să facem publicitate, are jocuri. Ca să înțelegi. Și există solitaire pentru iOS, mai spune cineva. Okay. Deci vezi, ești total nepregătit, ești în altă lume. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.